Bă, băiatule, bă, tu îți dai seama că dacă trimiți un începător, vine și dă golea în pod? Țai de capul meu. Voi vă dați seama că cu remorca aia, acum verificare și zic că n-am cum să ajung acolo, să livrez? Deci dai cu remorca de mare pod ce rupi. Amin. N-am luat pe sub podul așa, mă, dintre casele. Bă, stai așa un pic, bă. Mă bag în fundătură, bă, nu vede că e înfundat aici. Da, bă. E înfundat drumul acolo, bă, și dar mă bag în fundătură, bă. Ce e nebun la cap? Cred că n-am loc pe sub podul ăla în sus. Cred că n-am loc pentru pe sub podul ăla în sus sau bata ma. El de-aia încearcă să mă întoarcă. Dar ansamblul meu e mai mare, mă, decât 15, eu pusei 15-2 la mișto după remorca aia, mă, adică că nu are, bă, cum 15, bă. Știi cât e podul ăsta aici, mă? Na. Nu pare a fi de 15 pentru că m-aș gândi mai degrabă e de 14. Și ăla e 12-1 acolo mai sus. N-am pe unde să fentez pe ăsta nici cum. E 14-9, bă. E 14-9, dacă iau pe aici, lovesc podul, dacă iau pe acolo, iar e pod. O, Maica Sfântă! Bă, că faci distribuție cu pateu. O iau în coace așa. E pie să mă ce în dreapt. Hai de capul meu. Cum ies, mă, în partea aia sus acolo? Aia e întrebarea. Dacă fac aici dreapta, nu mă duce în coan sus? Nu ies deasupra acolo și cobor în jos? Așa ar trebui. Să ies mai sus decât podul ăla. Bine, bă, ca să vezi cum... Bă, două GPS-uri am și le fac pe amândouă, ca să vezi. Numai că mă duce capul. Mă ajută, nu pot să spun că nu mă lovesc de pod cu ele, nici bătut. Dar tot capul, bă, tot degeaba. M-am scurcat eu cu ăla, vai mama lui care nu știa câte... Mă, ăla mă ducea și loveam podul direct. Măcar asta nu mă duce. Asta nu mă duce, numai către pod nu mă duce. Ăsta mă duce pe tot, dar numai către pod nu mă duce, știi? Te zici că bate, deci că e motor de V8, bă, la Mercedes-ul ăsta. Bate cu cu dacă nu. Așa. După aia fac dreapta. Acolo. Vezi, șocurii exact amândouă podurile. Bă. Cât am capul meu pe umeri, să mă bată, mă, nu-mi e frică de nimic în șoferia asta. Ascultați la mine ce vă spun, cât am capul meu pe umeri în șoferia asta, unde mă trimiți acum? Ia uite pe unde mă băga ăsta, bă. Picolea, jos mă băga ăsta, mă. N-am voie, că e... Ia uite câtă pod dădeam. Ia uite câtă pod dădeam, futu-s harta, am.
Bă, băiatule, distribuția nu-i pentru oricine, bă, băiete, bă. Doamne, mâncați asta. Pe unde vine să adun pe aici, bă? Bă, pe unde vine să adun pe aici, bă? Ce vorbești, bă, mori? Ăsta vede drum pe aici, mă? 14-9, pot. Pe unde mă iau acum, mă? În sus, că nu mai am pe unde altundeva. Mamă, mi se făcut bală în gură. Ăla vede drum pe partea aia încolo, în sus. Ta! Of, Doamne, eu nu pot să ajung la clientul ăla, nu cred că pot să ajung. Nu cred că pot să ajung din cauza podului ăla, e podul ăla acolo. Ia uite ăsta cu metru cară cu roaba. Mamă, și pe ciment e greu să. Ce mă speriai, bă, băiete, bă. Bă, băiatule, bă, mă ia capul. Nu mai vine, bă, nu mai mă, bă, Doamne, mâncața șterpe, nu mai vine sau de distribuție în viața mea, distribuție întrebe mie, bă. Și de câte ori mi se pune așa și zic, bă, gata, nu mai vreau, nu mai vreau. Deci mi se vine să, gata, dă-i turn off. Virează la stânga pe Wax Street. Dă-i turn off. Uite ăsta cum se bagă, bătrânul îl înjură bătrânul de-l spurcă. Băiatule, bă, n-ai ce vorbești, bă. Ia uite oglinzele jos. Na. Nu. Eu nu cred că ajung acolo, bă. Nu știu cât de mare e remorca, să fie mai mică, mă. Nu văd niciun semn pe ea. Și nu-i se tai semnul. Se tai 15, că vă zic pe ea de lângă ea că e de 15. Mă opresc în pantă cu alea sus. Dacă aia e singura cale să treci pe lângă podul ăla încolo. Știți pe unde trebuie cuiva acolo? Peste un sfert de milă, normal, eu trebuie să-mi dea de că eu sunt în urcare, gen, știi, dar îmi dau? Bă, să mor pe o bordură, bă, că eu nu, eu trebuie să rezolv problema asta cu remorca asta. Stătui cu alea, dragi oameni buni, că nu mai am niciun fel de energie mie, vă spun drept. Să mănânc bucata asta de ciocolată, că n-am nicio vlagă mie, n-am nimic. Ce crezi? Nu se poate intra acolo, dragi oameni buni, unde? Oh, când auzi, uite, bă, să putea să mă duc să dau un capul podului. Scuipaș, fut-o scuipatul mătii să-ți fut. Câtă fleg, mă, scuipaș. Și o bag ciocolată în gură. Ca să înțelegeți și voi. Paletul nu se poate livra. Din cauza că se va plănui să livreze cu un vehicul mai mic. Adică ori cu dubă, ori cu camion mai mic. Din cauza că nu se poate de podul ăla. Vă dați seama dacă mergeam să dea în pod acolo? Cine era vinovat? Cine era vinovat? Eu? Da, eu. De ce? Pentru că atunci când vă spun prin videoclipurile mele că tirul meu și cărarea v-am mai spus, chiar așa și e.
Că e toată răspunderea asupra ta. Deci tu trebuie să raportezi că nu poți face livrarea. Și la revedere. În gangul ăla, acolo unde trebuia lăsat paletul ăsta, nu se putea intra cu modelul ăsta de remorcă, adică 15-2. Eu am avut impresia că la un moment dat remorca este mai mică, pentru că nu găsiți indicator pe remorcă cu mărimea ei. Dar eram barcat lângă alta și aia a fost 15-2, știi? Și de obicei ăștia n-au mai multe dimensiuni, au cam 15-2. Că bagă și Irlanda așa, și au cam un standard. Rar mai vezi un double decker, știi? Și zic, bă, sunt să verifici ăsta în birou, că poate remorca e mai mică și am luat pe acolo. Vine arăi, sunar încolo în coa. Și să ajungem în punctul în care să zică că vine, zi, nu se poate face livrarea din cauza faptului că nu se poate face livrarea din cauza faptului că remorca este prea înaltă. Înțelegeți așa, mă, măi? Ca să vezi că GPS-ul ăsta, în concluzie pe care o trăstăi, GPS-ul ar putea să n-aibă hărțile updatate, să n-aibă update la hărți. Trebuie să le iau să-i fac update la hărți, pentru că s-ar putea să nu aibă update făcut la hărți. Acum mă întoarce tot prin zona aia pe unde a fost podul ăla de 14-9, dacă îl vezi pe acolo pe hartă, că îl văd de aici. Tot prin zona aia pe undeva, numai că mă dă un ocol așa și o să trecem tot pe acolo, pe lângă el, pe undeva. Să ajungem la o firmă căreia trebuie să-i lăsăm în felul următor. Asta terminai? Trebuie să-i lăsăm asta un palet. Premier Service se numește asta. Nu-i găsi, să fiu sincer. Uite ce fain ia cu metru cu tractorul containerul ăla. Tare, nu? Ce putere de mamă pe tractorul ăsta, bă, băiat. Ce putere de mamă pe tractorul ăsta. Ia uite, 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 uite. Da, ce putere pe el ăla. Mi-ar place să conduc un tractor din asta. Gata, alo. Toată lumea să uite, vezi? Super tare. Job mai ușor decât ăsta pe care îl fac eu. Gata, l-a așezat. L-a luat și a plecat totul din el de sus. Nu trebuie să dea jos. Ce viață. Ce viață și ce job. Mamă, ce greu e, uite cum se lăsă roata aia, bă. Are ăsta confort în tractor la mai mult decât ai mai merge sus asta. Bată mama dacă nu. Cum fac cu scaunul să ridică de pe el? Eu nu prea am loc, trebuie să recunosc. E mic al naibii, bă, să mă bată mama dacă nu.